Există zodii de bărbați care înșală constant, fără mustrări de conștiință. Astrologia îți dă o mână de ajutor pentru a descoperi acei nativi, care una spun și alta fac pe la spatele tău. Sunt patru semne zodiacale la număr de care ar trebui să te camferești, dacă nu vrei să experimentezi situația de a fi înșelată la tot pasul. Conform playtech.ro, unii nativi o fac pentru că se simt puternici, alții pentru că nu pot rezista tentațiilor din jur, în timp ce altă categorie o face din plictiseală. Uneori, cei mai fermecători bărbați se dovedesc a fi de cele mai multe ori mari mincinoși. Din nefericire, este greu să prezici cine te-ar putea înșela și cine nu, deoarece unii se prefac foarte bine că relația sau mariajul lor este doar lapte și miere. Însă, astrele îți pot dezvălui ce nativi sunt mai predispuși la înșelătorie. Există patru zodii de bărbați. Nativii gemeni se adaptează rapid circumstanțelor și o fac cel mai bine ascunzând adevărul, atunci când știu că îi avantajează. Racii își acoperă greșelile amoroase cu nonșalanță, prefăcându-se că nimic nu s-a întâmplat. Se știe că bărbații din zodia racului nu sunt cele mai sincere persoane din lume. De multe ori apelează la minciună, exagerând lucrurile sau trecându-le sub tăcere. După părerea lor, nici măcar nu consideră că înșală. Leul minte foarte des din orgoliu, deci mare grijă dacă te vezi cu un astfel de semn zodiacal. Bărbații din zodia leului spun minciuni și pentru că vor să-și protejeze imaginea. Nativii scorpion sunt puși pe fapte mari atunci când ies la agățat. Nu contează dacă sunt sau nu într-o relație serioasă sau au acasă nevastă și copii. Pentru ei, principalul scop este să aibă cât mai multe cuceriri în pat. Poate că bărbații din zodia a Scorpionului ar trebui să fie în topul listei în ceea ce privește minciunile din această iarnă, relatează Playtech.ro.